Dai flash, dă-te boss că vine biciclistul. Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Aproape s-a terminat sezonul de dat. Începe să se întunece din ce în ce mai devreme afară, așa că cei de la Racing Bike Shop mi-au pus la dispoziție toate produsele pe care le vedeți voi aici, să le facem un unboxing și să le testăm așa cât ne permite atelierul. Apropo, ăsta este primul videoclip din atelier în setup-ul de review de produse, să zic așa, dar în cele din urmă nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, www.fixyourbike.ro, găsiți locația dacă eu și Vlad vreți să vă reparăm bicicleta. Racing Bike Shop ne-a trimis toate aceste produse. Sunt niște lumini premium, sunt niște lumini care mi-au atras și mie atenția, nu le-am desfăcut pentru că vreau să trăiesc alături de voi emoția fiecărei lumină pe care o voi desface de aici. Luminile sunt marca Raveman, intrați pe racingbikeshop.ro și găsiți acolo stocuri o grămadă încât să facem lumină în toată țara. Și haideți să începem, nici nu știu cu ce să încep, sincer, pentru că am văzut atât de multe varietăți de lumeni, baterii, dimensiuni, tehnologii, luminile astea sunt inteligente, se aprind singure când frânezi, se aprind singure când se face întuneric, ai telecomandă wireless, țineți minte lucrul ăsta, știți cât am alergat după o lumină cu telecomandă wireless? O grămadă și astăzi am ocazia să fac un unboxing la așa ceva. Și voi începe să desfac prima dată un set de lumini pentru că niște licurici trebuie absolut toată lumea să aibă pe bicicletă, dar haideți să facem să dispară toate astea și să rămână doar licuricii. Și am rămas pe masă doar cu acest set de licurici. Este un set de licurici inteligenți, smart și toate astea o să vi le explic imediat. O să citesc direct de aici de pe cutie, dar cred că toate lucrurile astea vă las și pe voi să le citiți de pe racingbikeshop.ro. Le găsiți acolo date tehnice, toate alea. Pe mine mă interesează cum se simte produsul la atingere, cum luminează și dacă este puternic. Și haideți totuși că vă zic ce se întâmplă. Mi-a atras atenția că se încarcă la USB Type-C, are baterie destul de mare, se aprind automat atunci când este întuneric, când bicicleta este mișcată, își memorează funcțiile pe care a rămas, tot felul de nebunii. Aveți aici o grămadă de date tehnice și pe o parte și pe alta, așa arată ei și în următoarele două secunde îi vom scoate din cutie. Asta este cutia, mai avem câteva instrucțiuni, nu avem nevoie de ele, le dăm deoparte și așa arată licuricii aceștia. Aici avem cabluri de încărcare și sistemele de prindere pentru bicicletă. Ăsta este pumpariu pe față sau pe spate și îmi place chestia asta că este cauciucată și o să stea destul de fixă pe cadru sau pe tija de șa sau ghidon. Mai avem încă un sistem de prindere. Ăsta este cablu cu USB Type-C, se poate încărca frumos. Sunt pe acumulatori și asta este o luminiță de spate, iar cealaltă este de față. Avem aici în lateral un buton de on-off și aici mai avem încă un buton. Aici este portul de încărcare și mă scuzați pe mine, dar sunt foarte mișto finisate. E un negru care nu arată a plastic ieftin și haideți să vedem dacă și luminează. Cam așa luminează această lumină. Opa, are mai multe moduri de iluminat. Cred că ăsta o să vă placă foarte mult. Și dacă mă întrebați pe mine, este destul de vizibil. Este foarte mișto lumina asta de față. Îmi place, o voi lăsa acolo pornită să-și facă treaba. Și haideți să vedem și pe cea de spate, care cea de spate este mult mai interesantă, dacă mă întrebați pe mine. Are un joc de lumini mai drăguț. Cam așa poate să facă. Cam așa, cam așa. Și cam așa. Și lumina de spate are și senzor de frânare. Părerea mea despre luminițele astea două este că sunt destul de puternice, deși aici am lumină foarte mare, dacă le țin la distanță, sunt destul de deranjante. Modurile astea două mie îmi plac foarte, foarte mult. Ar fi preferatele mele dacă le-aș achiziționa. Și le dăm deoparte și trecem la următoarea lumină, care de fapt este aici în stânga mea și este doar lumina de spate. Dacă vrei să-ți iei doar lumina de spate, mai precis asta, o poți lua separat. Același sistem de prindere, aceeași lumină și haideți să vă convin că este aceeași lumină, dar separată, arată la fel. Asta din mâna stângă este din set, asta este cea separată și chiar acum le voi aprinde. Să vedem dacă nimerim modurile și da, nimerim aproape modurile de aprindere a acestor două lumini. Le las deoparte și trecem la o lumină mai puternică. Da! Asta este următoarea lumină și lumina asta este cea mai inteligentă de aici dintre toate.
Pentru că această lumină, pe lângă faptul că inteligent, light, toate cele USB Type-C, rezistentă la apă, ține până la 22 de ore, pe partea asta îți pune modalitățile de asamblare a luminii. Ca de obicei, foarte mulți dintre noi circulă cu bicicletele prin oraș și se întâmplă ca în spatele nostru să vină un șofer foarte aproape de noi. Ei bine, această lumină, când acel șofer se va apropia foarte tare, această lumină o să se aprindă și ea foarte tare. O să zică: domnule șofer, sunteți prea aproape de mine, țineți distanța. Are același sistem de prindere pe tija de șa sau pe ghidon și deja lumina s-a aprins, n-am apăsat pe nimic. Este mai inteligentă decât mine și asta este lumina. Dacă mă întrebați pe mine, este la fel de puternică, se vede, are mai multe jocuri, chestii de clipit. Asta e un lucru foarte bun, are două rânduri de LED-uri, un cerc mai mic pe interior, unul mai mare pe exterior. Adică ăsta, mă scuzați, dar chiar este foarte deranjant deja. Dar bineînțeles că știe să se oprească și să pornească singură când se face seară și când miști bicicleta. O lăsăm deoparte și trecem la o altă lumină de spate pe care o văd acolo. Și trecem la următorul produs, care este tot o lumină de spate. Cam așa arată, se poate pune inclusiv pe rucsac, pe o borsetă, în spatele căștii sau pe tija de șa. Cam așa arată, este foarte mititică aici în spate, are ea o gaică unde se poate agăța pe diferite situații pe care le întâmpinăm și vrem să avem o lumină în spate. Și asta este și mai mișto, lumina asta, pentru că are pe lateral butonul de on-off. Hop, s-a aprins lumina. Iar aici, în partea de sus, are touch screen. Apeși și pac. Se modifică modurile de iluminat. Cât de mișto sunt luminile astea, pentru că sunt gândite foarte în detaliu. O agăți, pur și simplu, și îți rămâne partea de touch screen în sus. Și apeși doar cu un deget și începe să-și schimbe modul de iluminat. Încărcarea pe USB este, bineînțeles, aici, în spate. Și în pachet ne mai dau următoarele accesorii. Accesorii pentru rucsac, pentru spatele căștii, pentru tot ceea ce ați văzut mai devreme că ea se poate prinde. Accesoriile le aveți în cutia ei, inclusiv două zgârciuri din astea foarte, foarte mari. Haideți să trecem la o lumină de față foarte prietenoasă cu bugetul și foarte, foarte eficientă atunci când vine vorba versus dimensiune, bani, lumeni, baterie, ore. Mă scuzați, mai era cineva care striga de aici din dreapta: hei, 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 mai sunt eu, lumină de spate! Da, încă o lumină cu aceleași funcții inteligente, bineînțeles că are toate sistemele de prindere, așa cum le puteți vedea aici. Asta este lumina de spate, este foarte mică și foarte puternică. Dacă mă întrebați pe mine, o vedeți de la mare distanță. Foarte, foarte mică. Deci țineți minte că astea sunt degetele mele. Este cât un deget, da? Și tot așa, sistem de prindere pentru rucsac. Sus ai butonul unde ți aprinzi și îți schimbi modul de iluminare. Bineînțeles că vine cu toate accesoriile, mai precis cablu de încărcare, două zgârciuri, încă un sistem de prindere pentru diferite zone și nevoi. Asta este lumina, cred că cea mai mică și drăguță. Chiar dacă este cea mai mică, este și ea la fel de bine finisată, îmi place. Haideți să vă zic unde m-am uitat cel mai bine atunci când a venit vorba de acest produs. M-am uitat la îmbinarea dintre roșu și negru. Ei bine, îmbinarea asta aici între roșu și negru este foarte, foarte bine făcută. Nu se agață la unghie, la deget, nu pare că ar fi două plastice care nu au fost gândite unul pentru celălalt. Este foarte finuță și foarte mișto la atingere. Nu se simte a fi un produs ieftin. Dar hai să trecem și la următoarea lumină, mai precis am aici în dreapta niște seturi de lumini. Da, avem aici un set alcătuit dintr-o o lumină pe care nu am prezentat-o și una pe care am prezentat-o ulterior. Mai precis, o lumină de față de 500 de lumeni și lumina de spate anterioară pe care tocmai ce ați văzut-o, cea mică. Lumina de spate este cea pe care am prezentat-o mai devreme, este lumina cea mititică, drăguță. Mă mai uit încă o dată la finisaje, poate a fost cea de mai devreme finisată pentru mine. Dar nu, și asta este la fel, finisajele sunt foarte ok. Hopa, stați un pic, aici se schimbă treaba. Lumina asta de față se simte foarte, foarte mișto. Se vede că și
pun pariu că se și simte și mi-ar plăcea să simțiți și voi calitatea acestui produs. Haideți să aprindem pentru prima dată această lumină. Ok. Oh my god. Deci ăsta este modul de enervat șoferi care spun: nu te-am văzut în oglindă că n-ai bec. Ăsta este modul enervant. Ăsta este, opa, am băgat eu în cameră, dar nu-i bine. Ăsta este modul prin care poți vedea o grămadă. Cred că era cel mai intens mod. Ăsta este modul de clipit. Și nu știu dacă se poate observa sau cine este obsedat de lumini și de detalii despre lumini. Lumina asta bate ca la farul mașinii. Nu este un cerc, deși lumina aici în față are un LED, face un fascicul de lumină destul de dreptunghiular încât să vezi și în stânga și în dreapta, pentru că lumina nu este dreapta. Aici este curbată și se poate observa că ea luminează și pe lateral. Și bineînțeles că lumina vine cu accesorii, cu acest zgârci pe care îl poți prinde pe ghidon și bineînțeles că acest zgârci se poate muta un pic stânga și un pic dreapta, pentru că știți foarte bine că atunci când prindeți luminile pe ghidon, dacă nu ai un ghidon perfect drept, nu există așa ceva. Lumina ta, în loc să bată așa, din ăsta, stânga-dreapta, poți să-i dai ca fascicul de lumină să stea pe centru, fix acolo unde vrei tu să vezi. Astea fiind spuse, trecem la următorul set de lumini. Da, da, ăsta este următorul set de lumini care are tot așa o lumină de spate pe care am prezentat-o acum 5 secunde și acum 20 de secunde și în partea de sus avem o lumină de față care are 600 de lumeni. Lumina de spate este identică. Mai pun încă o dată mâna pe acest stop cel mai ieftin, având în vedere faptul că mă aștept să dea kicks la calitate, dar nu este așa. Iar aici avem un butoiaș de lumină care luminează foarte, foarte tare. Pun pariu. Lumina asta, deși are 100 de lumeni în plus față de cea anterioară, lumina asta are o telecomandă. Este o telecomandă pe cablu, se poate conecta aici în spate la USB, intensitatea și modurile de iluminat de aici și cum pare că poți să o și oprești și să o și pornești. Avem aici lumina, o pornim și exact așa cum v-am spus, în spatele meu se poate observa că fasciculul de lumină nu este rotund, este dreptunghiular, în așa fel încât să vezi și stânga-dreapta să mor pe luminile alea care atunci când le aprinzi ai așa o gâlmă mare și gâlma aia dacă ai făcut din ghidon stânga-dreapta nu mai vezi nimic. Nu, la asta vezi o grămadă stânga-dreapta, pentru că uitați, fascicul de lumină este dreptunghiular exact așa ca la mașini. Modurile de aprins această lumină, ia să vedem, pardon, am stins-o. Mai devreme era pe maxim, acum este pe minim, pun pariu. Și bineînțeles că are același mod de a enerva șoferii. Haideți totuși să conectăm și telecomanda. Ha! Și chiar acum am descoperit o fază foarte, foarte interesantă. Cu această lumină poți să dai flash, exact ca la mașină, da? Să spunem că ăsta este modul 1 și cineva te deranjează în față, apeși, ți-a apăsat și a dat flash. A? Spuneți voi că asta nu este lumină de BMW. Uitați, și pe masă, pac, pac, direct, dai flash, dă-te boss că vine biciclistul, tu stai în trafic. Foarte interesantă lumina asta, mi-aș lua și eu, sincer, pentru că poți să dai flash și să-i atenționezi pe cei care sunt în fața ta și nu te-am văzut. Dar, astea fiind spuse, haideți să trecem la următoarea lumină. Este lumina de puțin mai devreme, cea de 500 de lumeni pe care am găsit-o în pachet și aici văd că scrie pe ea că merge și ea cu telecomanda, dar haideți să vedem dacă ne dă telecomanda în pachet. Aici în spate avem USB-ul pe unde o poți încărca, scuturi și nu ne dau telecomanda, dar iau telecomanda de la cealaltă și testez. Da! Merge să dai flash și am văzut pe site-ul celor de la Racing Bike Shop că poți să cumperi această telecomandă cu fir separat. Trecem la o altă lumină de față unde de-abia aștept să ajung aici în stânga. Da, asta este lumina de 800 de lumeni și foarte interesant, am văzut aici ce scrie pe laterala cutiei și pare o lumină foarte, foarte mișto. Asta este lumina aici, este cilindrică și ne spune că pe lateral are niște LED-uri care ne dă vizibilitate și mai multă în stânga și în dreapta. Ce rost mai are? Haideți să o aprindem direct, să vedem despre ce este vorba. Da,
se pot vedea aceste LED-uri care îți luminează stânga-dreapta în condițiile în care ești undeva foarte, foarte întunecat. Pun pariu că se văd în condiții extreme, aș putea spune, și merg în același timp cu, cu LED-ul principal, cu cel care se vede foarte, foarte bine. Mă uit aici pe lentilă și se vede că au sistemul ăla de a focaliza lumina la un LED simplu, lumina se duce drept, da? Lentila asta ia lumina și o îndreaptă în jos. Și haideți să vedem dacă ne face același dreptunghi pe panou. Da, este tot cu dreptunghi, stânga-dreapta, adică nu face un punct, foarte mișto. Are, bineînțeles, telecomandă, vine în pachet și mai avem cablu de încărcare și avem și acest zgârci, care acest zgârci este și el, bineînțeles, pentru a se da lumina într-o parte și în alta, mai precis stânga-dreapta, dacă avem ghidonul strâmb, între ghilimele. Aici pe lateral se văd luminile astea, chiar luminează și am conectat și telecomanda și ghiciți ce? Merge flash-ul, ia uitați, flash, bam, fază lungă, dă-te tati, vine biciclistul. Dar hai să trecem la următoarea lumină. Ah, și era să uit, această lumină pe care v-am prezentat-o mai devreme, cea tubuleț, așa cilindrică frumoasă, se poate cumpăra, bineînțeles, și în variantă separată. Astea fiind spuse, o las aici deoparte, sunt tare cu ochii aici în stânga, mai văd încă o lumină, cea de 600 de lumeni se poate cumpăra și ea separat, nu doar la pachet. Și haideți să trecem la o lumină care se apropie de categoria grea. Lumina asta îmi place foarte, foarte, foarte mult, pentru că are 1000 de lumeni. Avem și telecomandă, bineînțeles, da, și este de 1000 de lumeni. Această, opa, se schimbă un pic lucrurile. În spatele meu panoul devine din ce în ce mai luminos. Ea și clipește, se și oprește. Ăsta este maximul și haideți să conectăm și telecomanda aici în spatele acestei lumini. Ia să vedem. Funcționează? Da. Și acum dăm flash. Bam! Dăm flash. Exact așa cum ar trebui să facă orice lumină de bicicletă. O închidem din butonul ei. Mai avem în pachet un zgârș de cauciuc pentru telecomandă, pentru a prinde telecomanda pe ghidon, un cablu de încărcare și, bineînțeles, suportul de prindere al luminii pe ghidon, care ne poate da lumina un pic stânga-dreapta. Trec la o lumină. Foarte mișto. Da, mă scuzați pe mine, dar am trecut la categoria grea de lumini. Această lumină este prima dată când pun mâna pe ea și, Doamne, cum se simte, este foarte, foarte mișto la atingere. Avem aici în față două LED-uri. Pun pariu că ăsta este LED-ul pentru fază scurtă și ăsta este pentru fază lungă. Aici sus avem două butoane și chiar acum voi aprinde această lumină. Din butonul ăsta se schimbă modurile de iluminat al luminii. Iar de aici dăm fază lungă din butonul ăsta mare. Haideți să vă orbesc așa un pic. Sper că se poate observa. Aici este încet și acum dau fază lungă cu cel de-al doilea LED. Aici lucrurile stau un pic mai diferit, pentru că fasciculul de lumină stânga-dreapta și în jos. Se poate vedea că fasciculul este stânga-dreapta și luminează și mai mult în jos. Este, dacă mă întrebați pe mine, destul de multă tehnologie aici în a orienta lumina pe care o scoate un LED și faza lungă din al doilea LED. Deci eu sunt în lateralul luminii, becul de fază scurtă nu mă orbește și faza lungă, uitați cum îmi face fața. Ok, și am mai văzut un lucru foarte interesant la această lumină. Stați că nu știu cum se oprește, nu. Cred că de aici, da, s-a oprit. Aici în spate avem USB in și USB out. Deci, această lumină se poate folosi și ca și power bank, asta dacă rămâneți fără baterie la telefon pe munte. O puteți folosi ca power bank și haideți să conectăm și telecomanda să vedem dacă funcționează această telecomandă pe parte de flash. Ar fi culmea să nu funcționeze deodată ce a funcționat din butonul ei. Da. Poți să dai flash. Știu că spuneți că are tot 800 de lumeni, dar faptul că are 800 de lumeni pe un LED și probabil ceilalți lumeni sunt folosiți pe partea cealaltă cu fază lungă, este un mare avantaj. Finisajele foarte mișto. Am mai observat aici încă un detaliu.
avem un colier de prindere mai zdravăn pentru ghidon, care bineînțeles că și el face stânga-dreapta ca fascicul tău de lumină să-l ghidezi exact acolo unde trebuie. Ăsta este doar începutul aluminiilor Haos. Și trec la următoarea lumină, care nu este atât de puternică, dar mi-a atras atenția prin simplu fapt că pe aici mi-arată un deget. Cred că este cu touchscreen. Hopa! Și asta se simte și mai mișto la atingere. Văd că are două butoane. Dacă nu mă înșel, și ea este cu telecomandă. Bineînțeles că avem telecomanda aici. Avem sistemul de prindere cu colier zgârci. Mie așa îmi place să-i zic. Și chiar acum o aprind pentru prima dată. Haideți să vedem. Da, da, despre ce este vorba. Și am inclusiv un afișaj aici în interior. Butonul din spate, modific modurile sau nu? Ok. Da, lumina asta chiar este cu touchscreen. Butonul de aici din spate este doar pentru a o opri și a o porni, atâta tot. Hopa. Și dacă mă întrebați pe mine, luminează și asta destul de mult. Are și ea lumină dreptunghiulară, este mai dreaptă, mai punctuală, aș putea spune, decât mă așteptam, dar îmi place foarte mult finisajul și faptul că este cu touchscreen. Este prima lumină pe care am văzut-o de față cu touchscreen. Apeși și pac, pac, face chestii interesante. Da, merge și ea pe flash. Îmi place lucrul ăsta. Deci am început să mă îndrăgostesc de faptul că poți să dai flash cu lumina de la bicicletă. Mai avem aici în stânga o variantă de 900 de lumeni, care este foarte mișto și asta. Este ca cea pe care eu am păstrat-o aici în față și este cu un display. Da, arată foarte bine lumina asta. Are aici un ecran și o voi aprinde chiar acum pentru prima dată, probabil pe celălalt buton. Da, s-a aprins și mi-arată cel mai probabil nivelul bateriei. Este la fel de puternică ca tot ceea ce ați văzut astăzi aici. Fază lungă, da. Avem mai multe moduri de iluminat. Ăsta este maxim, pe care îl puteți vedea la fel, dreptunghiular, să nu bată în sus, și faza lungă. Îți arată aici mai multe informații pe acest ecran, chiar dacă ești pe fază lungă sau fază scurtă, se poate observa exact indicatorul de la mașină și bineînțeles că are aceste două porturi USB pentru intrare și ieșire, bineînțeles că are și telecomandă. Pum, pare eu că merge și pe fază lungă, fază scurtă, o pun aici în față. A venit cu un colier destul de zdravăn pe care îl poți desface în felul următor. Trebuie să o prinzi pe ghidon cu ajutorul unui șurub. Se prinde foarte, foarte zdravăn pe ghidonul bicicletei. Avem și niște bucățele de cauciuc pentru a fixa colierul mult mai bine. Dar în ciuda faptului că este colierul mult mai zdravăn, nu face stânga-dreapta. Până să desfacem această lumină, vreau să vă zic că cei de la Racing Bike Shop și marca Raveman de accesorii și lumini au și aceste accesorii. Mai precis, dacă pierzi acest sistem de prindere pe ghidon, poți să-l iei separat, sau dacă ai mai multe biciclete și să nu mai stai să desfaci zgârciul, poți să faci lucrul ăsta și inclusiv poți să le prinzi în locul camerelor GoPro. Le dăm deoparte pentru că le-am văzut aici ieșind la lumină. Și lumina de 1200 de lumeni. Cam așa arată, este un pic mai mare decât cea anterioară și are și altă culoare, este un gri mai închis. Chiar acum o voi porni, m-am învățat, pe butonul mare se pornește lumina. Wow! Faza lungă funcționează, modurile de iluminat, foarte mișto, și uitați despre ce este vorba. Acum este pe un mod foarte mic. Acum este, stați un pic că să văd și eu despre ce este vorba, acum este pe fază scurtă maxim și faza lungă, fiți atenți. Da, nu știu dacă vă puteți închipui, dar eu aici în studio am lumină 1, 2, 3 și pe sus mai am încă 6-7 lumini și asta, când o aprind, este mult peste ceea ce puteți vedea. Vine cu un colier la fel zdravăn, dar care nu face stânga-dreapta, deci cum o pui, așa o să-ți lumineze. Bineînțeles că vine cu o telecomandă și acea telecomandă poți da flash la băieți. Mai vine cu două zgârciuri, cu un șurub, cu alte sisteme de prindere, mai precis un imbus, dar îmi place foarte mult. Și se poate vedea clar tehnologia din lentilă.
Aici avem LED-ul de fază lungă, iar aici în stânga avem tehnologia pentru fază scurtă. Da, liniuțele astea pe care le vedeți nu permite luminii pe fază scurtă să se ducă în sus, să orbești pe cei care vin din față, iar un lucru foarte, foarte important, merg prin București și văd pe unii că merg cu luminile așa. Nu vezi nimic, deci pur și simplu ești acaparat așa și dacă ești pe o stradă puțin mai întunecată, după ce treci de ăla trebuie să te oprești ca să-ți revii cu ochii. A, nu era dată la maxim. Adică, na, de ce nu? Am aici, în stânga mea, penultima lumină, este de 1600 de lumeni. Da, ați auzit bine, 1600 de lumeni. Asta nu luminează rade, pur și simplu, scoate absolut totul la iveală. Așa arată în ambalaj. Asta este lumina și ceea ce vedeți aici în stânga, da, are telecomandă wireless. Adică între lumină și telecomandă nu mai ai fir, o voi porni chiar acum. Haideți să vedem ce poate această lumină. Ok. Este, cred că, faza scurtă. Da, și-a pornit pe maxim. Ăsta este modul de atenționare, că vin. Asta este faza scurtă și uitați cât fascicul și cât de mare este și este și dreptunghiular. Să nu cumva să vă aud că sunteți cărcotași că nu face fasciculul dreptunghiular și uitați faza lungă. Da, nu vă puteți închipui. Are rost, sunt drept spre cameră, asta e faza scurtă și uitați că nu bate în obiectivul camerei și faza lungă. Aha. Despre asta este vorba. Apropo, cu asta cred că aș vrea să mă dau pe un traseu de munte noaptea, dar mie să nu dau de urși. Lăsați în comentarii dacă vreți să fac un asemenea videoclip într-o noapte. Telecomanda se prinde foarte ușor pe ghidon, cu un Sky este foarte, foarte, foarte ușoară. Aici pe spatele telecomenzii avem ceva cauciuc aderent. Asta este luminat de 1600 de lumeni. Haideți să trecem la cea mai puternică lumină, lumina asta de 2400 de lumeni. Da, da. Foarte, foarte mișto, are o grămadă de chestii de nebunii, sisteme de prindere, văd aici o baterie mititică pe care trebuie să o montezi în telecomandă. Asta este telecomanda, este mai mare decât cea anterioară pe care ați văzut-o. Și asta este lumina, frate. Oh my god. Stați un pic. Mă uit aici în față și nu avem nici unul, nici două, avem 5 LED-uri. 5 LED-uri, care sincer pare cel din mijloc de fază scurtă și celelalte 4 de pe lateral doar pentru fază lungă. LED-ul din interior de pe mijloc este pentru faza scurtă, iar aici ne arată o grămadă de informații și văd inclusiv semnul de la Bluetooth, ne arată nivelul de baterie, ne arată o grămadă de detalii și vreau să văd un flash. Oh my god. Deci stați un pic. Acum este pe flash. Faza scurtă maxim, da? Să ne înțelegem. Fascicul de lumină dreptunghiular, inclusiv bate și în jos și acum un flash. Deci nu... M-am uitat doar din lateral la ea și nu, este... Deci ăsta sunt eu iluminat de fază scurtă. Da. Hai că încerc să mă și uit în ea un pic. Da. Nu, este... Am desfăcut aici în spate. Așa. Avem aici bateria pe care ne dă producătorul acestei lumini. O montăm. Stați un pic, am văzut ceva foarte interesant la telecomanda asta. Butoanele sunt iluminate. Deci sunt aici pe telecomandă. Da, stau așa pur și simplu și apăs. Hop. Faza lungă. Și faza lungă, aveți grijă că la această lumină nu pornește brusc ca la celelalte, ca să... Nu cumva să-ți iei impact de putere de lumină, pornește încet. De aici, din celălalt buton, schimbi modurile și avem fix ceea ce ne interesează și toate butoanele de pe
lumină, de pe lumină, le avem și pe această telecomandă. Sting, această lumină este una dintre cele mai puternice lumini pe care am pus mâna vreodată în viața mea. Îmi plac la nebunie toate luminile astea. Finisajele se văd că sunt premium, îmbinările nu se simt la mână, culorile sunt foarte mișto. Aluminiu este aluminiu, este poli altceva. Și cam despre asta este vorba. Luminile le găsiți la cei de la Racing Bike Shop, intrați pe site-ul lor. Sper că nu mi-a scăpat niciun detaliu pe care ar trebui să îl fi știut și aflat de la mine. Mai găsiți datele tehnice pe fiecare model în parte și la ei pe site și în cele din urmă nu uitați să dați un like, un share, un subscribe www.fixyourbike.ro dacă eu sau Vlad vreți să vă reparăm bicicletele unul dintre noi doi. Racing Bike Shop, mulțumesc pentru lumini că mi-au fost puse la dispoziție și noi ne revedem în următorul videoclip de aici, de la masa atelierului Fix Your Bike, de unde voi prezenta foarte, foarte multe produse. Vă salut! Pa!